Ștefan cel Mare este considerat o personalitate marcantă a istoriei României, înzestrat cu mari calități de om de stat, diplomat și conducător militar. Aceste calități i-au permis să treacă cu bine peste momentele de criză majoră, generate fie de intervențiile militare ale statelor vecine, fie de încercări din interior sau sprijinite din exteriorul țării de îndepărtarea sa de la domnie. În timpul domniei lui Ștefan cel Mare, Moldova atinge apogeul dezvoltării sale statale, cunoscând o perioadă îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. Pe parcursul domniei, Ștefan cel Mare a dus peste 40 de războaie, marea lor majoritate victorioase, cele mai semnificative fiind victoria de la Baia asupra lui Matei Corvin în 1467, victoria de la Lipnic împotriva tătarilor în anul 1469, victoria repurtată în bătălia de la Codrii Cosminului asupra regelui Poloniei Ioan Albert în anul 1497. Cel mai mare succes militar l-a reprezentat victoria zdrobitoare din bătălia de la Vaslui împotriva unei puternice armate otomane conduse de Soliman Pașa, Beylerbeiul Rumeliei, la 10 ianuarie 1475. Ștefan cel Mare a fost un mare sprijinitor al culturii și al bisericii, ctitorind un număr mare de mănăstiri și biserici, atât în Moldova cât și în țara românească, Transilvania, la Muntele Athos. Pentru aceste merite a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română cu numele de Ștefan cel Mare și Sfânt la 20 iunie 1992. Voievodul Ștefan cel Mare s-a stins din viață în vara anului 1504.